Misionar, suntem cu Domnul. Misionar. România, India, Africa, Asia și multe alte locuri din lume te așteaptă ca să duci vestea bună a împărăției lui Dumnezeu. Vino cu mine, dragul meu, să asculți întâmplări adevărate din viața misionarilor. Și nu uita, și tu ești chemat să duci vestea bună a mântuirii lui Dumnezeu în numele lui Iisus Hristos. Râul Galben. Priviți, copii! Putem vedea Râul Galben! Scunda femeie misionară stătea pe un vârf de munte stâncos în nordul Chinei, împreună cu 100 de copii chinezi împrăștiați prin preajma ei. Copiii erau obosiți, murdare și flămânzi. Mergeau prin acești munți de 12 zile. Ai o idee? Mă doare piciorul. Ai o idee? Când mă duci și pe mine în brațe? Mi-e foame, ai o idee? Glasurile copiilor mai mici formau un cor de plângeri. Cei mai mulți dintre ei erau orfani și nu cunoșteau altă mamă decât pe această misionară creștină, căreia îi spuneau, ai o idee. Ai o idee, adică cea virtuoasă, se aplecă obosită. Vino, Ling, este rândul tău să te duc în cârcă, îi spuse ea unui băiețel. Când dinamicii japonezi au mărșăluit în orașul lor Tsekov cu 2 săptămâni în urmă, Ai o idee fusese rănită de un glonț în spate. De atunci se simțea foarte slăbită și obosită. Însă copilașii din orfelinatul misiunii trebuiau duși într-un loc sigur, așa că ea s-a oferit voluntar să îi conducă prin munți până la Râul Galben. De cealaltă parte a râului era un tren care îi putea duce pe copii către un alt punct de misiune din Xi'an, o regiune mai sigură din China. Priviți, copii! Încurajă ea grupul. Acolo jos se află satul Yuanchu și dincolo de el este Râul Galben. Priviți-l cum strălucește în lumina soarelui! În satul Yuanchu vom primi de mâncare și apoi vom ajunge la Râul Galben. Când vom traversa râul, vom fi cu toții în siguranță, răspunse calmă misionara. Acum, haideți să cântăm ceva în timp ce coborâm spre oraș. Munții erau sălbatici și golași, iar încălțămintea tuturora, care era subțire, confecționată acasă din pânză, începea să se rupă deja. Nu mai mâncaseră de 2 zile și nu mai aveau decât puțină apă. Deseori, pantele stâncoase erau atât de abrupte încât copiii mai mari trebuiau să formeze un lanț uman pe valea muntelui ca să îi treacă din mână în mână pe copiii mai mici. Ai o idee, încerca să îi încurajeze cu o cântare. Copiii înaintau cântând cu entuziasm. Erau cântări pe care copiii le cântau în timp ce coborau spre oraș, pe poteca de pe înălțimile subalpine. După ce au dormit atâtea zile sub cerul liber pe pământul tare și rece al muntelui, erau încântați să vadă orașul și casele. Dar în timp ce refugiații intrară în oraș, îi cuprinse dezamăgirea. Orașul Yuanchu fusese bombardat puternic. Străzile erau în dezordine, cu moloși de la casele dărâmate și aproape toate acoperișurile clădirilor erau distruse. Întreg orașul era tăcut. Liniștit și pustiu.
Aici este cineva, uite! Am găsit un om! Strigară doi dintre băieții mai mari. Misionara se grăbi spre bătrânul singur care stătea sub un copac. Moșule, acesta este orașul Yuan Chu, nu-i așa? Întrebă ea. Da, acesta este orașul Yuan Chu. Dar unde sunt oamenii? Au fugit, mormăi bătrânul. Vin soldații japonezi, așa că toți au plecat dincolo de râul Galben. De ce nu ai mers și tu? Îl întrebă Aiuide. Vrei să vii cu noi? Sunt prea în vârstă ca să fug, răspunse omul. Voi dormi aici, la soare, până vor veni japonezii. Și dacă mă vor ucide, cui va păsa? Toată familia mea a murit. Bătrânul se uită pieziș la copiii care se îngrămădeau în jurul lui. Ce-i cu toți copiii ăștia? Cred că ești nebună să-ți bați capul cu atâția copii. Zeii au dorit ca o femeie să aibă doar câțiva copii, nu o armată. Sunt creștină, răspunse misionara încet, și Dumnezeul meu mă ajută să am grijă de toți care au nevoie de ajutor. Cât de departe este râul? 4,5 kilometri, spuse bătrânul. Poți ține drumul către Bac, dar nu va fi nicio barcă acolo. Vin japonezii, iar toți ceilalți oameni deja au trecut râul. Aiuide fluieră, iar copiii se adunară în jurul ei. Veniți, copii, ordonă ea. Mai este încă puțin de mers până la râu. Vom face baie și ne vom spăla hainele acolo. Va trebui să prindem și o barcă pentru a ajunge în siguranță pe malul celălalt. La revedere, moșule, salută ea. Însă bătrânul adormise din nou. Refugiații coborau cu greu pe o cărare prăfuită înspre râu. Pe malul râului erau trestie și plaje mici cu nisip unde copiii se puteau bălăci în apa nu prea adâncă. Acești copii care crescuseră la munte nu mai văzuseră niciodată așa de multă apă. Au alergat în apă cu strigăte de bucurie, uitând că le era foame. Râul avea o lățime de aproape 1,5 kilometri, iar la mijloc apa era adâncă și iute. Nu era nici urmă de barcă. Unde sunt bărcile, Aiuide? Întrebă unul dintre copiii mai mari. Trebuie să traverseze din când în când, răspunse ea. Poate am ajuns prea târziu pentru astăzi. Vom petrece noaptea aici, pe țărm, ca să fim pregătiți mâine dimineață. Copiii și misionara se înghesuiră unii între alții pe malul nisipos, în timp ce luna se ridica deasupra râului Galben. Totul era frumos, calm și liniștit, însă Aiuide era îngrijorată. De ce nu era nicio barcă? Avusese dreptate bătrânul? Veniseră prea târziu? A doua zi când se trezi, copiii se jucau deja în apă. Explorau și se ascundeau printre trestile și mlăștinile care erau de-a lungul țărmului, minunându-se încă de râul uriaș. Însă, curiozitatea nu le-a ținut de foame mult timp. Trebuiau să caute ceva de mâncare. Îi chemă pe băieții mai mari și le spuse:
Trebuie să căutăm ceva de mâncare. Mergeți înapoi în oraș și căutați prin case. Cu siguranță, oamenii au lăsat resturi de mâncare. Uitați-vă peste tot și aduceți orice veți găsi de mâncare. Băieții se îndreptară înapoi către orașul pustit, iar Aiudee rămase pe țărmul râului. Privea cum soarele se ridica pe cer și se gândea îngrijorată la mărimea apei. Dacă ar veni măcar o barcă... Între timp, băieții mai mari se întorceau aducând tot ce au găsit de mâncare. Câteva kilograme de cereale mulcegăite într-un coș, niște macaroane, câteva cepe și câțiva ardei veștejiți. Nu era destulă mâncare, dar au făcut un foc din trestii uscate și au fiert toate aceste ingrediente într-o oală mare, folosind apă din râu. Apoi au împărțit supa cu grijă în castronașele copiilor. În timp ce fiecare a primit câte puțin, pentru Aiudee nu a mai rămas nimic. Dar cel puțin copiii au fost hrăniți. Apoi așteptă toată ziua supraveghind liniștită copiii și trăgând cu urechea la zgomotele înspăimântătoare ale avioanelor care puteau aduce inamici cu bombe și mitraliere. Seara, când sosit timpul să meargă la culcare, copiii au început să scrâncească. Aiudee, ne este foame! Aiudee, o să trecem râul? Când o să vină bărcile, Aiudee? Atunci, ea se rugă și îi consolă cât de mult putu. Cu siguranță că mâine va veni o barcă. A treia zi, au mâncat ultimele resturi de mâncare pe malul râului Galben. Copiii erau deja plictisiți de atâta joacă în apă, așa că Aiudee le spunea povești și cântau împreună. O dureau ochii de atâta privit peste apă, în așteptarea unei bărci. Micuța Sualan se strecură aproape de ea. Aiudee, îți amintești întâmplarea cu Moise, care i-a adus pe copiii lui Israel la Marea Roșie? Și cum Dumnezeu a despărțit apele astfel încât israeliții au putut să treacă în siguranță? Da, îmi amintesc, spuse misionara încet. Atunci, de ce Dumnezeu nu desparte și apele râului Galben ca să putem ajunge pe malul celălalt? Eu nu sunt Moise, Sualan, răspunse ea privind-o pe fetiță cu tristețe. Dar Dumnezeu e întotdeauna Dumnezeu. Aiudee, ne-ai spus asta de sute de ori. Dacă Dumnezeu e Dumnezeu, El va despărți apele pentru noi. Hai să îngenunchiem și să ne rugăm, Sualan, propuse Aiudee. Trebuie să avem credință. Poate în curând rugăciunile noastre vor primi răspuns. Chiar în acel moment, o trupă mică de soldați chinezi patrula de-a lungul malului unde se aflau. Erau niște cercetași trimiși de armata lor ca să caute urmele japonezilor, însă le era frică și se mișcau prudent. Când se lăsa întunericul, le făceau semn camarazilor de pe celălalt mal al râului să trimită o barcă pentru ca ei să se întoarcă în siguranță. Dar acum aveau sarcina să cerceteze teritoriul inamicului. Deodată, tânărul ofițer auzi un zgomot în depărtare. Era un avion? Privi agitat spre norii de pe cer. Unde sunt avioanele japonezilor? Înainte, când patrulau această porțiune a râului, trăgeau cu mitraliera în tot ce se mișca. Însă, în ultimele zile, nu mai erau avioane.
Acel zgomot nu este produs de un avion, bănui unul dintre oamenii săi. Cred că sună ca o cântare. Ofițerul se strecură atent pe vârful unei movile de nisip și ridică binoclul să se uite atent în direcția de unde venea zgomotul. Wow! Mormăi surprins. În depărtare, pe malul râului, se află o mare mulțime de copii. Stau în cerc și cântă cu voce tare. O fi oare vreo capcană de-a japonezilor? Le spuse oamenilor lui să stea ascunși, iar el porni de-a lungul plajei înspre copii. Câțiva dintre copii îl văzură și strigară încântați. Ai o idee! Țipară ei. Iată un soldat! Un soldat chinez! Atunci ofițerul văzu o femeie scundă care se ridică să-l întâmpine. Cu toate că era brunetă și era îmbrăcată cu haine chinezești, ofițerul își dădu seama că era o femeie străină. Acest loc va deveni curând câmp de bătălie, spuse el ferm. Ce faci aici? Ai grijă de toți acești copii? Da, am grijă de ei, răspunse Aiuide. Așteptăm să trecem râul. Cred că pot să fac rost de o barcă pentru voi, spuse ofițerul. Este mică și va trebui să facem 3 ture ca să vă ducem pe toți dincolo. Dacă un avion japonez ne va detecta când vom fi în mijlocul apei, atunci ne vor ucide. Stând pe malul apei, ofițerul puse 2 degete în gură și fluieră ascuțit. De pe partea cealaltă a râului, veniră ca răspuns 3 fluierături și apărură siluete mici de oameni, cu o barcă ce a fost ascunsă printre trestii. Nu pot să vă mulțumesc îndeajuns, le spuse misionara. Eram sortiți morții, dacă nu puteam găsi nicio barcă. Sunteți răspunsul lui Dumnezeu la rugăciunile noastre. Cu strigăte de veselie, copiii se înghesuiră în barcă. Soldații vâsliră rapid către celălalt mal și apoi se întoarseră să ia și pe ceilalți. În ultima tură, Aiuide și Sualan s-au urcat împreună în barcă. Vezi, Aiuide, chicoti fetița, Dumnezeu e întotdeauna Dumnezeu. El a despărțit Marea Roșie și poate să ne treacă și pe noi de cealaltă parte a râului Galben. Aiuide și suta ei de copii au scăpat de soldații japonezi în urmă cu peste 50 de ani. Până să ajungă la punctul de misiune din Xi'an, copiii au mai avut și alte aventuri în drumul lor, dar în cele din urmă au ajuns cu toții în siguranță. Numele real al misionarei Aiuide este Gladys Aylward. Era din Anglia și a trăit 17 ani ca misionară în China. Misionar, suntem cu Domnul, misionar pe acest pământ. Ați ascultat capitolul 3 din cartea Întâmplări din viața misionarilor, de Mildred Martin. Ei au slujit lui Dumnezeu în generația lor și ne-au lăsat o pildă pentru ca și noi să-L vestim pe Domnul Iisus Hristos, începând cu strada noastră și până la marginile pământului.